Vă salut cu drag și respect, să vă dați Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți în viață, cu domnilor. Să aveți parte de multă fericire, frățiorii mei, și multă, multă libertate. Și pentru început vă să vă spun un singur lucru. Lăsați infracțiunile deoparte. Lăsați toate lucrurile care vă duc spre infracționalitate. Iubiți-vă familia, că e tată, că e mamă, că e soră. Mai ales când ai câte un copil, când ai câte o soție. Și nu lipsi ani de lângă familia ta pentru că se vei pierde. Asta am ținut să vă spun de la început ca să se înțeleagă că pușcăria, închisoarea, nu este bună deloc. Eu am avut o povară, Dumnezeu mi-a dat o povară ca să o duc în spate, ca toată lumea să mă facă pușcăria și ca toată lumea să mă facă infractor. Asta este, a fost drumul vieții mele. Pot să spun că sunt cu minte de foarte mulți ani și tot ce vă expun acum, am să vă expun niște lucruri, pentru că în acest vlog, vreau să spun mai pe înțelesul tuturor, am să vă explic, pentru că foarte mulți prieteni care vin și care mă susțin și care stau lângă mine, adică mă susțin, cum să vă spun eu, moral. Că eu nu sunt cu cerutul și alte chestii, pe cuvânt. Mi-au spus ca să pot să fac un vlog, să le explic cum a început viața mea infracțională. Și cam asta am să vă relatez acum și am să vă spun exact de la început, în detaliat, cum viața mea infracțională a început și cum am spurcat la bani, ca să înțelegeți. Era în anul 1989, înainte de Revoluție. Pe cuvântul meu, dacă vă minte. La noi în casă atunci, de fapt la mama în casă, că eu stăteam mai mult la bunicii mei care m-au crescut de mic copil. Bunicii mei pe mine m-au crescut de mic copil. Dar eram pe la mama. La mama stătea sora mea. În casă acolo era un copil, cum ar veni, un copil, un băiat, care noi îi spuneam Vavale. Păi el îl chema Dan. Acest copil Dan era fratele lui Moga, care cunoașteți voi din militari. Fratele mai mic al lui Moga, băiatul acela fără deget, care cunoașteți din militari. Și stătea pe la noi prin casă. Făceam menajul, adică ajuta pe casă pe acolo ca să poată să stea. Nu știu, era certat cu familia lui, nu știu ce nu se ducea acasă, nu știu. Ca într-un final să aud că el era înfocat de sormea, vrea să o ia de nevastă, era disperat după sormea și mai mult de aia stătea acolo. Pe timpul aflaților, de fapt, mama a început ca să aibă bani, vă spun după acum, cam după în anii 87, cam așa. De ce? Pentru că și-a luat o autorizație pentru a face halviță. Halviță, fraților. Făcea halviță, care se făcea din ciuin, o plantă de asta ciuin, o amestecai cu zahăr, ars, cu mai multe chestii, și halvița. O producea acasă. O punea în peuri halvița și mergea la gurile de metrou, având autorizația asta, și putea să vândă. Pe timpul Ceaușescu vindea halviță din peuri, din aia. Și era, nu știu cât era, 3 lei sau 5 lei, o monedă de 3 lei sau de 5 lei, care nu mai îmi aduc aminte bine, vă spun sincer, o bucată de halviță de aia. Deci se făceau bani. Păi și uite cum într-o zi stăteam în casa acolo și stăteam de vorbă cu Danul ăsta. Mă, Dane, ce faci cu tare mânătă? Mă, dar ce stai tu pe aici până la noi până la alea? La care el îmi spune. Mi-a zis, uite mă, frate, sunt disperat după soartă, vreau să mă însor cu ea și soarta mă iubește și cu tare și o chem pe soarme la mine. Mi-a venit Danielul în coace. Ce vrei, mă, Cristi? Vino, fă în coace. Era mai în vino, fă în coa. Ce vrei, mă, ce vrei? Ia zi, fă-ți cu Danu, sunt împreună, cu Danu, dată. Da, mă, dar nu vezi că mama, dacă e ceva, se aude, mă omoră din bătaie să aleacă. Adevărul e că mama o cam bătea pe sora mea. Sora mea a dus o viață mai chinuită. Vă spun la modul cel mai serios. Adică o bătea mereu. Toate dandalele care le se întâmplau, ba prin casă, ba pe unde venea, sau alea tăbăra pe sora mea. Că ce n-ai făcut aia, că ce n-ai făcut aia și de aia. Era mai obraznic puțin. Dacă încerca să spună ceva, eu l-am făcut pleacă, că lasă-mă în pace, că nu dar și plecam, nu, evit, nu dădeam drumul la discuția asta ca să se întâmple.
Și ce zic eu? Stai cu să vedem ce are asta în cap de mamă. Și dacă e ceva folos. Că mi-e plăcea de dar ăsta, ai înțeles? Că mi-e plăcea. Era prieten cu mine. Și a zis, ce să mă, frate, nu vezi că mă omor asta cu tare. Nu să fac nicio problemă, dacă ceva fuz cu el. Și l-a zis, păi și unde să mă duc, frate, când am unde să mă duc? Lasă-mă că dacă ceva treci la aia, bătrână, treci la mama și nu știe nimeni că ești la noi acolo. Bă, ești acasă în partea alta. La mama lui, mama, cum ar veni, la mama aia, la tata aia, care m-a crescut. Că nu, domnule, cu tare. În fin, o discuție de acolo. A trecut ziua aia și a doua zi dimineață când își văd pe vale, hai, domnule, mergi cu mine. De unde să merg, mă? Hai, domnule, până oraș ca să facem noi de pancă și nu avem bani, văd că măta nu-ți dă, că adevărat nu-mi dădea. Nu-mi dădea. Pe mine mă ținea mai așa, ca să nu-mi dea, ca să nu alea, că vezi, Doamne, că nu știu de ce, frate, nu știu cum a fost discuția asta și cum s-a întâmplat lucrul ăsta cu mine și cu mama mea. Pă bun, l-am zis, e mama mea, nu pot să o judec sau alea, că e normal, nu? Dar ăsta e adevărul. Nu-mi dădea, frate, mâncava, indiferent ce făceam, eram la școală, eram bine, eram, nu-mi dădea. Nu știu de ce. Și ce zice el? Hai, domnule, pun un dacă e ceva, fac eu de bani. Vezi că fac eu de bani. Să vezi cum fac eu de bani. Ce zic? Păi, lasă omul, cu tine. Am și ce face acasă, nu faci nimic, asta de deoparte și eu vin, fac bani și te bag la parte și fratele meu. Și ce zic? Hai, mă. Băi, și plecăm. Dă-i, 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 ne urcăm în tramvai, să moară moza dacă te mint. Ne urcăm în tramvai în 21 și acolo la capăt coborâm jos, la capăt la Sfântul Gheorghe. Mă trebuie să cobor în jos, nu Sfântul Gheorghe, mă. La cap la 21, unde era în oraș, în centru. Nu știu dacă mai se numește Sfântul Gheorghe acolo sau cum mai se numește așa. Și o luăm încolo, în jos, spre Unirii. El ce zice? Hai că știu eu, cum și în ce fel. Intrăm în cocorul, frate. Ați înțeles? Intrăm în cocorul. Când intrăm în cocorul acolo, el ce zice? Zice, după mine, domnule. Și eu mă țin după el, văd că o ia pe scările alea de urgență, cum ar veni, care era, care urcai sus, ai înțeles? Scările de urgență de-astea. Se duce el la etajul 1, bă, și la etajul 1, fraților, erau halate, ca să înțelegi. Se vindeau halate de-astea și de muncă, halatul albastru, halat mai diferite culori albe, alea. Și înainte, dacă țineți minte, pe timpul lui Ceaușescu și până Cocoru și până Unire, nu erau puse înainte, erau puse pe teșghea așa, halate multe. Ce marfă avea, erau puse în față, aici veneau așa, pa, 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 erau. Se uitau omul la ele, se cutea, care lua, lua, care nu, nu, ai înțeles? Și văd că trece pe lângă un de la, hap și iau un halat de la albastru și îl bag în sân și pleacă mai în față. Și faceți vină, domnule, cu acesta. Ce, păi, ce nebun, ai luat halatul? Eu dacă nu știam, bă, frate, să nu vină ăștia, să nu-i bagi ăștia, nea miliția, ești nebun la cap, eu ce zic. Bă, eu nu mai stau, eu plec, eu nu mai stau, frate, eu plec. Dar ce, stai, mă, Cristian, aici, ca să vezi tu cum și în ce fel. Bă, lasă-mă, bă, frate, ești nebun la cap, ești prost la cap, tu ce faci acum, ești nebun la cap, te apuci de furat, te apuci de aia. Bă, dacă eu nu știam să fur nuare, eu eram cu minte, bă, bune. Lasă-mă, bă, că eu plec acasă și vreau să plec. Și ce, lasă-mă, stai, știi că ți-arăt eu cum. Bă, și îl văd că scoate o foaie fiar dintr-o foaie, scoate un suport de la, el le avea, astea, un suport de la, și scrie pe ăla acolo, și scrie un nume, Vasile nu știu cum, și de sub vânzător, ai înțeles? Și își pune cu sunul în piept, și ia halatul pe el și pune un cu sunul în piept. Ce zice, stai aici, Cristiane, că o rezolv eu. Stai liniștit, du-te afară și așteptăm afară. Eu acum vreau să mă duc afară. Vreau să stau să și văd. Curiozitatea. Ai înțeles? Și a pus la necusun, s-a uitat în oglindă și a dat halatul jos, l-a strâns, l-a băgat la spate, tare sau alea. M-a luat că a ieșit afară. Și acum, ții minte, avea o monedă de 5 lei. A cumpărat un ziar. Și a cumpărat vreo 3 plicuri, frate. Vreo 3 plicuri. Plicuri, plicuri. Plicuri normale, dacă dai cu limba pe ele și se lipesc.
Și uite cum, fii atent, a rupt ziarul, l-a făcut ca și cum ar fi sutele, pac, 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 l-a băgat într-un plic, l-a lipit plicul, l-a îndoit, l-a băgat în buzunar. Și alea dată două plicuri, tot în buzunarul ăsta, dar îndrept. Alea erau goale și lângă el avea plicul plin cu ziare. Băi, și-a halat după el, să moară măsa, fii atent, și-a halat după el și urcăm la Unirii sus, la Unirii sus, dacă știți voi. Știți că și la Unirii la fel, e scara aia de serviciu care intri pe aici și ești pe acolo de jos și ai alte ieșire care e până în spate. Băi, și s-a dus la electrocaznici acolo, la electrocaznici, nu știu ce era acolo, și așa, erau frigidele la vânzare. La frigidere, la televizoare, că erau și colori, televizoare color, dar erau mai scumpe, mai nu știu cât de cu erau, că nu mi-am luat-o seama. Cafea la halbă, știți cum e șmecherea cu mine. Bă, mâncava și gura voastră. Și când mă uit acolo, mare coadă mâncați, coadă, că așa era coadă când el băgau frigidere, băgau astea mai multe nebunii și făceau o reducere, nu știu ce, era coadă. Bă, și-l văd că se duce și vorbește cu unul, papac, și-l cheamă până încoace. Eu stăteam mai departe, așa, stăteam încoace și-l auzeam. Dacă vreți și un zără, un culare, are șeful pus deoparte trei bucăți și trei alea, problema e în felul următor. Vă rog să nu spuneți, vă rog să nu cutare, vă rog să nu alea, vă rog să nu alea. Omul care era acolo și-a, dai seama, la mai multă vrăjeală, că probabil învățat și eu și vă spun cum și am căzut și arestat cu asta, prima și prima oară. Luați plicul ăsta, băgați bani în plic, lipiți-l, că trebuie ca să ducem un șef așa, că nu vrea bani așa, zice că poate îl urmărește cineva, poate vrea. Bă, și ia fraierul, cum vine vorba, fraierul, că așa se spune înainte, și bagă bani în plic, vreo 1500 de lei, bă, să mor, dacă mă minte, bani îi bagă în plic, lipește fraierul plicul, îl îndoaie și îl dă lui ăsta. Și el ce spune, ia și îl bagă în buzunar, dom'le, dar scoateți, dar țineți mai bine dumneavoastră plicul și bă, și de nasoalele, bă. Că pe urmează zice mie. Eu ce zic, mă, ce face să ia banii de bani înapoi dacă eu nu realizam, mai înțeles? Ce dracu face ăsta, mă? El deja a făcut de schimb în buzunar, pusese pe ăla la fraier, hap, scosese pe ăla nasol și dăduse. Ne întâlnim în 10 minute jos, în parcarea din spate. Aveți mașina, aveți cu ce să le, da, nu-i problemă. Trageți mașina și vă încarc frigiderele. Ok. Bă, și coboară jos și îmi face semn, coboară jos. Să cer cobor și eu jos, hapis în spate, ieșim și plecăm. Plecăm. Zăi, s-a dus acolo omul și a așteptat până i-a venit spume la gură. Gata, Cristiane, hai să mergem acasă el. Gata, nu mai stăm pe aici, că e arsură, că ce arsură e, măi, nebun, i-ai dat banii înapoi la om, n-ai făcut nicio șmechine, n-ai făcut nimic, i-ai dat banii înapoi la om, du-te, dreacu, bă, vavale, lasă-mă în pace cu vrăjeala ta, eu. Scoate plicul din buzunar, că el deja se înțelege că l-a dus, scoate plicul din buzunar, că îl băgase în buzunar și spune, mă ar spune, da, pac, și rupe plicul. Mamă, și sutele mâncați și plată. Te băi, Cristiane, bă. Păi, ce facem? Stai, măi, lale, hai, dă-mi partea, dă-mi partea, hai, dă-mi partea mea. A început să râdă, stai, mă, pus, bă, îmi dai partea să moară familia mea, ești nebun la cap, cu minute și mi-mi dai partea, eu când am văzut, mă, dă-mi partea. Să uite la mine și, bine, mă, cât să-ți dau? Sau așa și, mă, hai bine, hai nu jumătate, hai iată 800 de lei, 700. Băi, erau bani pe timpul ăla, 700 de lei, ești nebun la cap. Mi-a dat 700, frate. Mi-a dat, băi, să moară mama, dacă nu mi-a dat. Am mers noi acasă, ne-am oprit noi pe acolo și pe moșilor, că stătea pe moșilor mama, atunci stătea pe popapetele. Chiar pe colț. Popapetele colț, în, cum ești din popapetele, la 100 de metri era moșilor. În stânga era Odobești, în dreapta era, nu mai știu ce era în dreapta, un cu pâine astea, căcăturile astea. Bă, frate, mâncam așa în osul. Și pe-am făcut, le-am cumpărat căcat. Ce să cumpăr, mă, bomboane, de-astea, prosti. 100 de lei dacă l-am încărcat o grămadă. Ia uite, ce, bă, el bibesc. E, dacă ăsta a făcut așa, care e problema cu ăsta? Ăsta a plecat în fiecare zi pe urmă în oraș, bă, și jmecheria este că la un moment dat nu s-a mai întors acasă. Sora mea era cam supărată. Ce-o fi cu ăsta, ce-o fi cu ăla? Fă, nu știu, poate l-o fi la miliție, că zic că el e de-asta care cu plicurile cu astea. Ce spuneam lui sora mea cu ăla? Dar nu, mă, Cristiane, vreau să nu se întâmple ceva cu el sau alea.
El între timp se întâlnise cu Fraxu, cu Mogan oraș, că Mogan era la șutana, la șutitor. Fura pe acolo, până la unii, până la obor, până la așa furau șutitorii. Era proscar omul, nu era panacotar, să meargă pe panacote. Și s-a dus acasă, că l-a luat Fraxu acasă. Hai mă, acasă, ești nebun, mama, tata, aia, cu tare, una alta, că avea familie. Și s-a dus acasă. Bă, și trece un timp și nu mai am bani. Și ce zic? Bă, dacă ăsta a făcut așa, eu de ce să nu fac mă și eu așa? Bă, să fiu al dracu, dacă vă mint. Uite ce mai aveam vreo 5 hârtii de 10 lei la mine. De 10 lei. Merea odată 10 lei. Și mă duc pe mășul acolo, îmi cumpăr un halat de la Albastru. Am un necosom de la Jumecher. Am un cartonaj de la mamă și scriu acolo și am un nume și eu, bang, bang, bang. Nu mai știu cum. Gigel Alexandru parcă. Nu, Alexandru Gigel, ai înțeles? Ha, vânzătura, am îngroșat eu cu scrisul, am băgat în ecusul, am pus ecusul așa, gata, mai bine. Și plec în oraș, mâncava și talentul ăsta, să moară familia mea dacă nu plec în oraș. Păi stăteam, fiți atenți, stăteam. Am pusesem halatul la pe mine, ecusul în piept, nu închisesem halatul și stăteam și n-aveam tupeu să fac lucrul ăsta. Bă, frate, n-aveam tupeu. Și mă uitam la ăia, bă, nene, să-l abordez pe ăla, să-l abordez pe ăla. Eu să văd și eu, să fac cum a făcut ăla. Băi, nene, nu știu, nu fac mă cu tare una altă, nu fac. Băi, să moară mă ăsta și dau să plec. Și vreau să plec. Băi, și mă oprești, nu mă spălați, nu mă spălați, da. Lucrați aici? Da, lucrez aici. Sunt mai nou, dar e ok, de ce? Am făcut să-mi plicul exact cum făcuse el. Băgasem, hap, lăuntru, le rupsesem, pac, în mâna ăla, lipisem plicul, luasem și eu plicuri de alea alte goale, în buzunar, aveam vreo 5 să moară mamă, dacă vă minte adevărat, băi. Lucrați aici, da. Și aveți cumva marfă, stoc în spate, sau și stau eu și mă uit așa, bă, da, era bulversat. Da, avem marfă cu tare, înaltă, nicio problemă. Dacă aveți, puteți să vorbiți jos, pot vorbi cu șeful, pot vorbi cu aia, și am început cu vrăjeală. Bă, dar ești mai gurele, bă, nene, mi-așa vorbele, să mă rămas. Păi și cum procedăm cu tare? Doamne, luați plicul ăsta și băgați banii plic, pentru că nu avem cum altfel, pentru că șeful nu vrea că să-i frică ca să nu se vadă banii, n-am cum să-i dau banii așa. Îi dau banii plic și nu se face. Ha, și bagă fraierul banii. A băgat atunci 1200, să mor dacă vă mincă ceva, 1200 de lei. Lipiți-l, strângeți-l în două, vă rog frumos, așa, dați-mi nimeni să pot să dau ceva și întrib jos. Și bagă-l în jos, și scot la soare și îl bag și pun, dar stați puțin, nu mai bine să țineți dumneavoastră plicul dumneavoastră ca să aveți încredere și îmi dați jos? Să-l poate da. Vă rog frumos, hai. Păi și ia fraierul și bagă plicul în buzunar. Ne întâlnim în 5 minute, 7 minute jos, la unde era valea de, cum se spune, unde se încarcă marfa. Ne întâlnim jos, vă aștept acolo, cu ce trebuie. Da. Cobor, ies afară, băi, nene, uite ce-am face inima, să moară mama, ce-am zis, gata, sparge ăla, vede omul și mă ia la omor. Eu, mă gândul meu, mă ia la omor, ești de bun, mă prinde și mă bate și mă bagă și dracu la pușcărie, uleu. Uite ce-am face inima, mamă, când am ieșit afară, m-am mutat în spate, am văzut că nimeni, ce-am, am luat-o la fugă, aveam și calatul la fugă, băi, știi cât am fugit? Uleu, mamă. Și atunci a fost prima mea șmecherie să moară mă ăsta când am mers și în oraș să pun bani. Pe urmă m-am obișnuit, am stat o zi acasă, pac, a doua zi iar m-am dus. M-am halat de frate, de vin și bă, până într-o zi, cam a cincea oară când am fost în oraș, așa, bă, până într-o zi, aveam 300 de lei la mine bani, am bani în oraș, acum eram băiat. Băi, să moară mă ăsta, dacă vă vin, până într-o zi mâncați aici. Când îl iau pe un dăsta, vorbesc cu el, mă fii atent aici, vorbesc cu el, eu dacă nu cunoșteam garda pe acolo, nu cunoșteam, de unde să cunosc eu? Eu am zis că doar toate e bună și frumoase, nu trebuie să cunoști garda, să cunoști tăia când mergi în oraș cu de-astea. Porbă, mamă, halatită, mă, șmecherită. Era Marian Dobrela de la secție de la 10-a. Bă, se uita la mine cum vorbeam cu ăla, cum mi-am dat plicul, cum mi-am luat plicul. M-a lăsat să plec cu plicul și a pus mâna pe mine, mâncați așa. El și cu încă vreo doi. Buf, stai așa. Te-am dat ce s-a întâmplat. Eu
Hai, vină încoace. Lasă-mă, mă, frate, unde să vin cu eu, trebuie să mă întâlnesc jos cu șeful, soare. Bă, hai, vină încoace, te-mi pizda, mă, mamă, direi, m-a luat. Bă, că mi-a dat un picior în suroaie, m-a spart să moară familia. Mă, sunt de la miliție cu tare. Chema pe fraier, i-a scos plicul, i-a spart ziare. Mamă, i-a luat bani, i-a dat înapoi la bani. Avutare. Era minor, frate, ai înțeles? Era minor. M-a luat la secție și a început să mă bată să moară familia mea. De nu m-a bătut atunci, de nu m-a spart. Nu că m-a bătut, m-a spart. Bă, nene, îmi băgase, mă părătise cu coada de mătură și cu alea și mi-a spart tălpile și de mult. Mi-a spart tălpile, mi-a spart alea, hapcă, dar. După ce m-a bătut bine, s-a leșinat, s-a procorit ei, păi nu i-am făcut pormă că l-am întâlnit, ești de bună, cap ce i-am făcut pormă după Revoluție, ești de bun. Că rămânsese acolo și îl băgase la volantă, frate, șeful volantei de la secție de la 10-a. M-a bătut și unde crezi că mă bagă, bă, mâncavași, pentru că nu putea să mă bage, nu știu, nu a făcut să mă bage la pușcărie sau alea, nu știu de ce, că cred că era minor. M-a băgat la centru de minori, pe Batiștei. Bă, și mă bagă la centru de minori, pe Batiștei, acolo, mâncavași, talentul vostru. M-a ce bătut, m-a băgat înăuntru, numai copii de ăștia, băi, era mai mare, de mic era mai mare, mai masiv așa, cum sunt masiv, eu sunt mare. Când mă bag acolo la minori, îmi face ea primirea, îmi face cu tare o casă de asta, o vilă de asta, cu niște porți de astea și porți normale. Ha, intrai pe poartă, intrai pe ăla, cum intrai înăuntru, una mai grăsoană așa, cu tare, mamă, cu nuia de aia mână, mamă, ce dădea nuia să moară familie, dacă nu, brrrr, făcea ei, oleu. Am luat-o pe aia, să rămână, să cu tare, bă, să moară, mă, să lacă făminte. Bă, mă, că aveați și m-a băgat la centru de minori. Mamă, bă, nene, numai copii, copii, copile la un loc. Numai cu fetele erau separate, băieții erau separate. La te întâlnei la mese, te întâlnei la masă, la alea, că te scurteai jos la masă, te duceau un subsol de alea de masă. Castroane de la alea, dacă nu știam, am mâncat, frate, ce să vezi, am mâncat. Dădea sandwich-uri de alea așa cu brânzică, cu unt date pe ele, bă, mă, lași. Băi, și uite cum am stat vreo săptămână acolo, m-a bătut o dată să moară, mă, să dacă te mint, mama Mariana, așa o chema pe aia, m-a bătut mama Mariana aia, dacă nu mi-a dat doar 30 de nuire de alea, că l-am bătut pe unul, l-am bătut pe unul, în copilăria mea ne-am jucat cu perne și cu alea, băi, să mă arămăsă și mi-a dat cu piciorul, a, dai cu piciorul, stai că-ți dau eu, mamă, și i-am dat. A venit aia, mi-a dat la nuiele de alea, dacă n-am zis nu ia, îmi venea să mă piși pe mine, durere. Și într-o zi cum stăteam în geam, ziceam, bă, nu mai scap de aici, nu mai întâlnește drumul de aici. Păi și-l văd pe un prieten, al meu prieten de mic, Suraje lui Baliu, dacă îl știți voi, Bolean. Suraje, Suraje, că se vedea la etajul unde eram eu, era poartă, se vedea că era mâna. El stătea în capăt de stradă. Suraje, Suraje, dar Suraje, care stai, mă? Păi eu sunt, mă, eu sunt Cristi, dar ce faci, mă, acolo? Aoleu, du-te repede la mama, că te-ai dau la baia, bătrânii și spune că sunt aici, să vină să mă ia. Eu. Gata, bă, cum mă duc. S-a întors din drum, pac, a plecat. S-a dus la mama și cred că mama nu a avut, știu eu, cred că treabă, cred că n-a avut să vină și a trimis-o pe aia bătrână. Și a venit și m-a scos mâncava și gura voastră pe semnătură de aia, m-a luat pe semnătură pe proprie răspundere, că dacă nu plătește ei, să duce la pușcărie, nu știu cum. Și m-a scos de acolo, frate. Să moară mă asta. Și asta a fost primul meu impediment, cum să zic că cum am apucat și am intrat în viața infracțională. Am intrat direct ca și ismenar, cum ar veni, în Carzoi. Și prima mea legătură cu pușcăria, că ziceam că e pușcăria atunci, dar era centru de minori, nu era... Înțeles, când a venit și m-a scos, am început să plâng, m-a luat aia, vătrână, unde-i fost, te-a căutat toată lumea, te-a căutat alea, am început să plâng și ea, ăla m-a trebuit, tu zgura, mătii, să-ți spun de bulangiu, nu mai ce vorbea la cu mine, tu zgura, mătii, ha? Tu, așa, e, bine, stai că ajunge acasă, mă bătea ăla. Am însă acasă, luat puțin de mine, sarea, treci puțin fălpaie, mamă, fățelea. Nu mai fusesem pe la școală de o săptămână și am început din nou viața. N-am mai făcut nimic. N-am mai făcut nimic. Jmecheria e că a venit
De fapt, mai făceam, dar nu așa mult. Cam o dată la o săptămână la alea, nu mai mă duceam la furat în oraș, noaptea, ieșeam pe afară și spărgeam mașini. Și, bă, cu o grămadă bani găseam, era niște cărți de alea, nu știu cum, și căutam în cărțile alea la mașină, păi și era câte 100, 2, 3, într-una am găsit toată vreo 4.000 de lei, sau știu oară dacă vă mint. Dar rar așa, înțeles? Și uite cum a trecut timpul, a trecut asta pe la școală, când mai vedeam până la alea, mă duceam în discotecă în Turturele. În Turturele e T4, așa se numește la noi. În T4. Că formă a fost în Mozaic cu astea, alea, și s-au deschis alea și m-am dus pe acolo, m-am haladit. Și uite cum a venit revoluția. Dar în vlogul care o să-l fac pe viitor, am să vă povestesc și cum a prins revoluția și unde eram și ce s-a întâmplat la revoluție. Să vă spun și voi, să vedeți și voi ce făcea lumea de revoluție sub pasaj acolo, că mulți n-au spus lucrurile astea și chiar nu le-ai spus și eu vi le spun că eram acolo. După ce termin mâine cu revoluția și chestiile astea, că atunci am seara, chiar în seara de când a pornit revoluția, m-am dus și am spart vreo 3 mașini și am pus bani pe niște bani frumoși. Am luat, cred că, vreo 12.000 de lei. Să moară măsă, dacă vă minte. Pă bune, 12.000 de lei, bani de aia vechi. Mi-a pus ce era 89, 90. Ai înțeles? 12.000 de lei. O mașină am spart-o chiar în față la o ambasadă, la aia, la Israelului, că eram în drum încolo, că după moșturi să mă duc la Unirii. Aia care avea pază. Că nu mai era pază, nu mai era nimic, am în casă. Și când am văzut o mașină, strâng, am tras ca nebun, de ușa am rupt ușa aici, nebun la cap. Și când am căutat, am găsit între... Da, vă spun mâine ca să înțelegeți cum și în ce fel. O să pun în vlogul de mâine și să vedeți și voi ce juca barabătul lumea pe acolo și vrea până că moare aia pe sus. O să vă zic, ca să vedeți cum a fost toată treaba și cum este lumea. Infractori, cum suntem toți ăștia care facem. Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-a spus întrebarea asta și chiar nu mai mi stătea în cap. Și mulți au vrut să știe cum te-ai apucat de furat, cum te-ai apucat de furat, cum ai intrat în viața infracțională, cum astea. Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-a spus întrebarea asta, pentru că nu uitați-mi, dar nu mai dădeam importanță. Și astea sunt niște lucruri care, dacă stai bine să te gândești, trebuiesc reamintite. De ce? Pentru că sunt multe lucruri de atunci, de când am început până încoace, care mi-au cauzat în viață numai rău și numai chin și amărăciune. Și e bine de multe ori să mă gândesc la lucrurile astea ca să nu mai trec prin ele din nou și să ajung din nou la pușcărie, fraților. Vă pup cu drag, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, multă fericire și tot ce vă doriți în viață. Bă, și vă rog frumos, dacă vreți să luați exemplu, mă luați-l că e cel mai bun exemplu. Eu personal am căzut la pușcărie, am făcut în total 18 ani jumătate de prânaie, aici în România. Am mai făcut o jumătate, pe afară, pe la numai puncă, a fost mai așa, terechea berche. Dar mi-am pierdut 18 ani din viață. 18 ani jumătate din viață, fraților. Știți ce înseamnă asta? Am 50 de ani. Eu nu pot să gândesc că am trăit 50 de ani, am trăit 32 de ani sau 31 de ani jumătate. 32 de ani. Eu am trăit 32 de ani, n-am trăit 50. Că aia 18 ani am pierdut, am stat între pereți, șmecherile care le făceam era hai cu caleașca, dăm o țiplă de nes, domnule, vând asta pe ceva, vând aia pe altceva, ca să înțelegeți cum se problema. Am dus foarte multe greutăți, foarte mult chin, foarte multe lucruri care nu ar fi trebuit ca să le am niciodată în viața mea. Pentru că am fost puști, teribilist și n-am gândit să fac ceea ce trebuia să fac când a trebuit să fac. Care vreți să-mi luați de bun sfatul, bine, care nu știu ce să vă zic, faceți cum credeți. Dar problema se pune în felul următor. În momentul când deja te duci la pușcărie și ai o pedeapsă mai mare, faci 2-3 ani, așteaptă-te. Ori să lase familia, ori să pești și ai agonisit, ori să o iei pe viitor pe care ai infracționat. De ce? Pentru că când ai să te eliberezi, n-ai să mai ai nimic. Și ești dornic să ai din nou. Și n-ai cum să faci bani mulți și repede decât să faci infracțiuni. Așa că mai bine stai acasă, iubește-ți familia, frate, prețuiește-ți familia și fii liber. Libertatea e foarte scumpă, pușcărea e grea,
indiferent de situație și indiferent de ani. E foarte grea. Vă pupă fratele vostru, să vă dea Dumnezeu sănătate, multă fericire și tot ce vă doriți în viață. Ne vedem mai în Chialos. Vă pup, sănătate, fraților!